Bismillahirrahmanirrahim, în numele Dumnezeu cel milostiv, îndurător, assalamu alaikum, pacea asupra voastră. Urmează ultimile 10 zile din luna Ramadan, sau 9, depinde dacă să aibă 29 sau 30 de zile. În aceste ultime 10 zile există o noapte deosebită. Există o noapte extraordinară. Și această noapte este noaptea sorții. Este numită noaptea sorții. Layat al-Qadr în limba arabă, sper că bine am pronunțat. Această noapte extraordinară este noaptea în care Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu preanaltul, a coborât Coranul. În capitolul 97 Dumnezeu ne spune: noi l-am trimis în noaptea sorții, noaptea al-Qadr. Și cine te învață ce este noaptea sorții? Noaptea sorții este mai bună decât 1000 de luni. Se pogoară îngerii și Duhul cu voia Domnului lor pentru a îndeplini poruncile. Și este pace până la răsăritul zorilor. Deci, noaptea sorții este noaptea în care Dumnezeu ne spune că a trimis Coranul. Și tot El ne spune că această noapte este mai bună decât 1000 de nopți. 1000 de nopți. Este simplu și la logica oricui cât de binecuvântată este această noapte și cât de multă răsplată putem să primim în această noapte la rugile care le facem în această noapte. De altfel, profetul Muhammad, vă rog, opriți aerul condiționat. E extraordinar că l-avem, dar face capul nostru așa. Mulțumesc tare mult. Deci, în această noapte, care nu se știe exact când este, decât că este în ultimile 10 nopți, există zeci de hadisuri care vorbesc despre noaptea sorții, Ayat al-Qadr, și că se regăsește în ultimile 10 nopți. Unele dintre ele ne spun că se găsesc în noaptea 21, 23, 25, 27, 29. Altele ne vorbesc despre 25, 23, 25, 27. Alte hadisuri ne vorbesc despre ultimile 7 sau 9. Cert este și cel mai concret este, cel mai sigur este faptul că în ultimile 10 nopți, în una din ultimile 10 nopți, este această noapte binecuvântată, noaptea sorții. N-aș vrea să spun care, după marea majoritate a celor care au adunat hadisuri și și-au exprimat păreri, ar fi o noapte impară. Dar cert este că este una dintre ultimele 10 nopți. Profetul Muhammad, pacea să fie asupra lui, avea obiceiul ca în ultimele 10 nopți să facă itikaf. În limba arabă, itikaf, iar în limba română, izolare. Deci se izola în moschee. Normal, fiind luna de post, pe perioada zilei, era
eram post și cred că spre obosit. Deci în timpul zilei firesc că erau interzise relațiile intime, mâncarea și băutul. Bun, această izolare în moschee oprea practic relațiile intime și în această ultimă perioadă de 10 nopți ale lunii Ramadan. Iar în această perioadă, profetul pacea să fie asupra lui avea obiceiul să facă multă rugăciune, să facă multă dua pentru drept credincioși și pentru drept credincioase, deci atenție, drept credincioși și drept credincioase, avea o nețărmurită pornire de a face rugăciune în această perioadă. La un moment dat, referitor la data exactă a nopții Al-Qadr, la nopții sorții sau nopții destinului, doi dintre companioni se certau, dintre tovarășii profetului în acea perioadă, dintre oamenii, dintre primii musulmani a acelei perioade, se certau când era această noapte a destinului, noaptea sorții, Ayat al-Qadr. Iar profetul, pacea să fie asupra lui, s-a dus înspre ei și le-a spus: am venit la voi să vă spun când este Ayat al-Qadr, dar mi-a fost luată această știință și poate că e mai bine pentru voi. Deci căutați-o în a noua, a șaptea și a cincea. Ei bine, sunt foarte multe hadisuri referitor la a câtea zi, a câtea noapte este. Cert este că este ultima, în ultima perioadă a lunii Ramadan, în ultimele 10 nopți a lunii Ramadan. Și această noapte, după cum ne spune profetul, după cum ne spune Dumnezeu în Coran, este mai bună decât 1000 de luni. Dacă e să gândim logic, o rugăciune făcută în acea noapte, o rugăciune făcută în acea noapte este ca și cum am face 1000 de luni rugăciune. O dua, o rugă făcută în acea noapte este ca și cum am face 1000 de luni acea rugă. Deci trebuie să ne gândim cu toții și să realizăm importanța acestei nopți, binecuvântările enorme ale acestei nopți. Este cunoscut faptul că profetul pacea asupra lui a spus că oricine postește în Ramadan cu intenția primirii și cu speranța primirii de răsplată, toate păcatele sale vor fi iertate. Dar oricine stă treaz în noaptea destinului, în noaptea sorții, cu speranța și cu credința că toate păcatele îi vor fi iertate, e bine, toate păcatele lui, într-adevăr, vor fi iertate. Este extraordinar pentru cei care au posibilitatea ca în ultimele 10 nopți să facă acest itikaf, această izolare, și dacă nu se poate toată noaptea, măcar o parte din noapte, și să facă cât mai multă citire din Coran. Vă doresc o zi de post ușoară și somn ușor acum. Salam aleikum, pacea asupra voastră.